Angajații prefecturilor din toată țara au intrat de astăzi în grevă generală. Lor li s-au alăturat toți cei 26 de funcționari publici și personal contractual din cadrul instituției prefectului județul Giurgiu. Aceștia au protestat prin încetarea colectivă și a lucrului la sediul instituției luni. Cerințele oamenilor din prefecturi vizează adoptarea de urgență a proiectului de lege pentru modificarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ și pentru modificarea legii cadru numărul 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, după cum urmează. Articolul 385 alinatul 1 al Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 se modifică și va avea următorul cuprins. Funcțiile publice de stat sunt funcțiile publice stabilite potrivit legii în cadrul ministerelor organelor de specialitate ale administrației publice centrale instituțiilor prefectului, structurilor de specialitate ale administrației prezidențiale, structurilor de specialitate ale Parlamentului României, autorităților publice autonome prevăzute în Constituția României și altor autorități administrative autonome, precum și în cadrul structurilor autorității judecătorești. La anexa numărul 8, capitolul 1, sub capitolul 1 din legea numărul 153 din 2017, asteriscul se modifică și va avea următorul cuprins. Funcții publice de stat stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al Ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curs de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Inspecției Muncii, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, al Autorității Autorității Naționale Sanitare, Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Structurilor Subordonate, al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Structurilor Subordonate, al Autorității pentru Reformă Feroviară, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Unităților Subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale Administrației Publice Centrale, organismele intermediare pentru programe operaționale, precum și pentru funcțiile publice din cadrul instituției prefectului. Salarizarea personalului din cadrul instituțiilor prefectului să fie la nivelul Funcțiilor publice de stat, având în vedere că instituția prefectului este un organ de control al activității autorităților publice locale și de conducere a serviciilor publice deconcentrate, în prezent un angajat al instituției prefectului are un salariu mult mai mic decât un angajat din Consiliul Județean primării și servicii publice deconcentrate. concentrate. De asemenea, se solicită ca instituțiile prefectului să fie reașezate în locul și rolul cei îi se cuvin în subordinea guvernului, iar ordonator principal de credite pentru instituțiile prefectului să fie Secretariatul General al Guvernului și nu Ministerul Afacilor Interne, cum este în prezent.